Dacă e luni, e o discuție despre sănătate, nu despre boli, ci despre sănătate, continui să insist cu acest subiect. Astăzi ne adresăm unui segment de populație care ar putea părea restrâns. Vorbim despre acei oameni care au epilepsie într-o formă sau alta, sau despre cei din jurul lor. Nu este atât de restrâns, din păcate. Vorbim despre 1% din populația globală, așadar 65 de milioane de oameni la nivelul întregii lumi, dacă cifrele pe care le știu eu sunt corecte. Suntem din nou la Polaris Medical și suntem din nou împreună cu domnul dr. Damian Popescu, medic primar neurolog, șeful secției de recuperare neurologică de aici, de la Polaris Medical. Bună ziua, domnule doctor! Așadar, cifrele pe care le-am dat eu sunt corecte? Cât se poate de corecte. Deci, mari. Da, sunt mari. Nu este o afecțiune care afectează un grup restrâns de oameni, ci este, iată, o boală care e importantă. Din păcate, un segment important din populația globală suferă de această boală și e o boală foarte veche, foarte cunoscută, încă din antichitate. Dacă vorbeam de cifre, pentru că venind cu ace m-am uitat puțin pe site-uri să văd despre ce vorbim, să văd ce înseamnă epilepsia asta și cu ce se mănâncă, pentru că e mult mai ușor să înțelegi astfel lucrurile. Am înțeles că până la 10% dintre noi am putea avea o criză pe parcursul acestei vieți. Da, este corect. Acum, faptul că avem o criză nu înseamnă neapărat că avem diagnosticul de epilepsie. Ce înseamnă epilepsia? Ce este epilepsia? Epilepsia este o boală care implică funcționarea creierului. Vorbim de creier ca de o mașină electrochimică în care neuronii comunică unii cu alții prin impulsuri electrice. Se poate întâmpla în anumite situații ca aceste impulsuri să fie mai mari decât ar trebui. Atunci acești neuroni care sunt interconectați într-o rețea imensă să descarce impulsul care să îi stimuleze reciproc, să ajungă într-un fel de bucă infinită care duce la tulburări neurologice. Cum recunoaștem boala? Care sunt semnele? Care sunt semnele pe care ne spun că am putea avea în față un pacient, un om cu epilepsie? Boala evoluează în crize. În cea mai comună formă, epilepsia generalizată, că o să vedem că există mai multe forme, pacientul dintr-o dată, brusc, fără niciun avertisment, își pierde cunoștința, are niște mișcări, are membrele, scoate sunete guturale, face spume la gură, scapă urina sau chiar și materiile fecale pe el. Acest fenomen se cheamă criza. Criza începe brusc, se termină brusc, are o durată mică, de câteva zeci de secunde până la câteva minute. După criză, pacientul intră într-un somn aproape ca o comă, deci anturajul se sperie foarte rău în momentul în care cineva din familie sau dintre prieteni face o astfel de criză. După aceea, pacientul își revine treptat, este somnolent, are amnezia acestei crize, deci el nu știe ce s-a întâmplat cu el. Și apoi viața își reia cursul normal. Absolut normal, fără niciun alt semn. Absolut normal, fără niciun alt semn. Spuneați de anturaj. E foarte important acest lucru. Ce ar trebui să știm? Ce ar trebui să facem în momentul în care cineva de lângă noi are o astfel de criză? Deci, în primul rând, ar trebui să nu intrăm în panică. Deci, este o boală ca orice altă boală. Știu că în partea, să zicem, mai subculturală, boala aceasta are un aspect stigmatizant și lumea o privește cu teamă și încearcă să o ascundă. Încercăm să venim și noi din evul mediu spre secolul 21, așa încât cred că ascultătorii Radio Cluj și cei care ne caută pe site-ul radiocluj.ro sunt pregătiți să trăiască secolul 21. Deci în momentul în care cineva din anturaj are o criză, primul lucru pe care trebuie să-l avem în vedere este să-l protejăm. Pacientul își pierde cunoștința, pică jos, te poate accidenta foarte grav. Deci primul lucru care trebuie să facem în momentul în care cineva are o criză este să avem grijă să nu se accidenteze. Să nu cadă pe plita de razgaz, să nu se lovească de corpuri ascuțite, să nu, se electrocuteze. Deci, așadar îl prindem cumva și îl întindem ușor pe pardoseală. Da. După aceea trebuie să avem grijă să nu își muște limba, să nu
se sufoce cu secreții. Cum putem avea grijă să nu-și muște limba? Acum, există două teorii. Eu am citit, pe de o parte am citit site-uri în care ne explicau cu pus ceva în gură, să nu-și muște limba, să nu-și înghită limba. Asta este o legendă cu înghisitul limbii. Da. Mă gândeam în primul rând trebuie să ne gândim și la protecția noastră, deci este exclus să băgăm mâinile prin gura pacientului. Asta este primul lucru. Asta e primul lucru. Mulțumesc. Dar putem să introducem altceva, un prosop, ceva? Da, se poate introduce un prosop, deci un obiect moale, de să nu fie obiecte de consistență solidă, un prosop, lăsând pacientul eventual să prindă cu dinții. Trebuie să avem grijă eventual să aibă capul într-un lateral, să avem grijă să nu-și înghită secrețiile. Da. Acum am aflat cum se manifestă, ce ar trebui să facem cu tot calmul de care suntem capabili. Dar discuția asta se referă la a trăi o viață normală, chiar dacă suntem epileptici. Haideți să vedem cum se tratează epilepsia, ce rezultate au aceste tratamente și cum, pentru că acum ne plac cuvintele astea, cum menegeriem această boală, această coabitare cu epilepsia. Ați spus foarte corect menegeriatul, pentru că este mai mult decât tratamentul unei boli, practic o parte de administrare. Deci ce face un manager, practic trebuie să se facă și un medic și familia cu un pacient cu epilepsie. Și pacientul însuși. Și pacientul însuși. Pentru că vorbim nu numai de luatul unui tratament corect, dar vorbim inclusiv de o conduită corectă, trebuie să respecte anumite restricții, mă refer la niște restricții alimentare, care să le detaliem, trebuie să fie conștient să evite anumite activități care în condițiile de criză pot să pună în pericol viața. Șofatul. Șofatul, lucru în zona construcțiilor, la înălțime. Săritul cu parașuta. Săritul cu parașuta, alpinismul, dacă luăm în această ordine de idei. Plus este aspectul acesta psihosocial. Ce spuneam mai devreme cu stigmatizarea. Deci pacientul trebuie să, și familia trebuie să înțeleagă că este o boală și nu e cu nimic mai, nu știu, mai prejos decât o boală de prostată, de exemplu. Da, nu este doar ideea de stigmatizare, cât este și o teamă. Vă spun sincer, eu, dacă aș rămâne singur cu o persoană care știu că are epilepsie, aș avea un disconfort. Nu știu, m-aș descurca oare dacă se întâmplă acum? Mă descurc, știu ce să fac, ce se întâmplă. Este și acest gen de disconfort pe care îl induce, da, această boală celor din jur. Da, același lucru se poate întâmpla și în cazul în care cineva face un infarct. Aceeași teamă poate să fie. În cazul în care cineva face o criză de hipoglicemie și chiar unele crize de epilepsie pot să fie pe fondul unor dezechilibre metabolice, cum ar fi la diabetici care fac o criză de hipoglicemie, o criză de hipoglicemie în momentul în care și au administrat mai multă insulină decât ar trebui, de exemplu. Am ajuns cu discuția aici. Există cauze ale epilepsiei, cauze cunoscute? Epilepsia ar trebui să o împărțim în două grupuri mari. Deci este o epilepsie care are o cauză obiectivabilă și este legată de anumite boli, și aici vorbesc de epilepsiile secundare. De exemplu, pacientul care are o tumoră cerebrală. Tumora produce o iritație la nivelul creierului și poate să ducă la apariția acestor crize. Pacienții care au avut infecții cerebrale, anumite leziuni pe creier pot să ducă la epilepsie. Pacienții care au avut un traumatism, lovitură la cap, rămâne o contuzie, irită creierul, se poate ajunge la epilepsie. Acestea sunt epilepsiile secundare. Un alt procent, și de fapt cel mai mare, practic 6 pacienți din 10, nu au o cauză obiectivabilă. Se fac investigații imagistice, inclusiv RMN, nu se văd modifică. Există ceva în interiorul celulei nervoase, vorbim la nivel biochimic. Aceasta este epilepsia idiopatică și e cea mai comună formă. Are cauze genetice? Da, probabil că este o cauză genetică, dar nu se poate spune că gena X mutată poate duce sigur la epilepsie la descendență. Este o boală multifactorială. Există diferențe între femei și bărbați? Sunt mai predispuși bărbații decât femeile sau invers? Bărbații sunt un pic mai predispuși decât femeile.
Și există o vârstă de debut a bolii sau poate apărea oricând? Poate să apară începând din copilărie până la vârste adulte. Deci poți trăi o viață fără nicio problemă și la 70 de ani poate să apară prima criză. De exemplu, sunt altă situație, este cazul epilepsiei toxice. Pacienți care consumă excesiv alcool pot să facă crize de epilepsie după, fie după consumul excesiv, fie după sistarea consumului. Și pot să apară la vârste târzii. Am înțeles. Dar mă refeream la cea idiopatică, la cea care nu are cauze deci clare, de regulă, o criză de epilepsie apărută la o vârstă mai târzie trebuie totdeauna investigată și căutată dacă nu este o cauză secundară. Deci cineva care este susceptibil va face crize de epilepsie, o va face mai devreme. Haideți să trecem acum la managementul bolii, cum spuneam. Cum prevenim, cum tratăm și ce conduită trebuie să adoptăm toți, pacientul, cei din jurul lui și medicul, pentru ca acea persoană să trăiască o viață de calitate, chiar dacă a fost diagnosticat cu această boală. Deci, în primul rând, pe lângă diagnosticul, deci faptul că are epilepsie, trebuie să avem un diagnostic corect. Adică să încadrăm exact ce tip de crize de epileptice se produc. Pentru că pot să fie crize parțiale, pot să fie crize parțiale complexe, sunt mai multe tipuri de epilepsie. Nu are rost să detaliem foarte mult, dar ce trebuie să rețină ascultătorul este că în funcție de acest tip de crize și tratamentul medicamentos este individualizat. Și un medicament care nu este potrivit pe tipul de criză poate să nu controleze epilepsia. Și atunci vorbim de așa zisele cazuri de false de epilepsie refractară, care nu răspund la tratament, dar de fapt nu sunt bine tratate. Am înțeles. Ce face acel medicament? Practic controlează crizele, nu tratează boala. Nu. Deci reduce excitabilitatea neuronală, dar nu va vindeca boala. Am înțeles. Și în rest, alți factori de risc care trebuie eliminați? Deci tot ce înseamnă stimulant pentru creier este un potențator pentru crizele de epilepsie. Și vorbesc aici de alcool, cafea, tutun, privarea de somn, lipsa de somn poate să ducă la apariția de crize, luminile intermitente, există un procent destul de mare de pacienți care fac o criză de epilepsie după expunerea la o lumină intermitentă și aici vorbesc de filme de acțiune în care imaginea se succed rapid, jocul video, lumina stroboscopului din discotecă. Exact asta. Chiar am avut mulți pacienți care prima criză de epilepsie au făcut-o după ce au venit dintr-un club. Bine, când au făcut-o acolo, era mai... Mulți au făcut-o și acolo și au venit pe picioarele la club și au plecat cu ambulanța. Sunteți într-un spital de recuperare. Există un proces de recuperare după o criză de epilepsie? Mai puțin. Partea de fiind neurologi, noi ne ocupăm practic de orice boală de neurologică, chiar dacă nu are neapărat o indicație de recuperare. Și încercăm practic să facem un diagnostic corect al epilepsiei și să găsim un tratament adecvat. Și aici ne aflăm în laboratorul de electroencefalografie, care este investigația de erecție pentru această boală. Vorbim de aplicarea unor electrozi la nivelul scalpului, care captează curenții electrice mici de creier. Sunt captați și prelucrați de un calculator și apoi analiză. Da, cred că cu toții știm într-o oarecare măsură cam ce este un EEG sau electroencefalogramă. Acum, să recapitulăm și să terminăm într-o noapte optimistă. Putem trăi o viață de calitate chiar dacă suntem epileptici? Putem și am pacienți care de un număr destul de mare de ani nu au mai făcut nicio criză. Dar pentru asta trebuie să înțelegem conceptul de management personal al bolii, trebuie să încercăm să înțelegem conceptul de management
în echipă al bolii și aici în echipă intră medicul, intră pacientul și familia pacientului. Corect. În afară de tratamentul medicamentos, ce ar trebui, ce conduită să eliminăm acele situații în care putem supra-solicita creierul, să evităm stimulii foarte puternici, dar vă refereați la un moment dat la alimentație, vă refereați la anumite activități care ar trebui evitate. Ce alte lucruri trebuie luate în considerare în aceste mai cazuri? Mai trebuie luate în considerare inclusiv alte boli care sunt banale pentru majoritatea dintre noi. Mă refer o viroză respiratorie, de exemplu, febră. Toate acestea pot să strice acest echilibru fragil din creier și să ducă la apariția unei crize la un pacient cunoscut cu epilepsie. Deci, practic, ar trebui să fim atenți și un pic la viața de zi cu zi, să încercăm să nu răcim în momentul în care știm că avem o astfel de situație, să o tratăm, de exemplu, o infecție urinară. Să nu o neglijăm, nu ne deranjează foarte tare, dar la un pacient cu epilepsie poate să ducă la apariția unor crize. Înțeles. Vorbeați la un moment dat pe parcursul discuției despre epilepsia refractară la terapie. Ce se întâmplă? Ce procent este? Și ce se întâmplă la aceste cazuri? Ce soluții sunt? Există un procent foarte mic de pacienți cu epilepsie refractară la tratament. Din aceștia, numai o parte sunt reali. Deci o parte nu respectă condițiile recomandate de medic, nu și-au medicație la timp sau nu au o schemă de tratament bine adaptată la tipul de boală. Totuși există un procent de pacienți care nu reacționează și ajung la un număr foarte mare de preparate antiepileptice în doze foarte mari, cu foarte multe efecte adverse și în continuare fac crize de epilepsie. Există soluții chirurgicale sau de altă natură? Există soluții chirurgicale, nu sunt foarte comode, odată că sunt invazive cu unele riscuri. Doi, sunt foarte costisitoare și mă refer la deep brain stimulation, adică implantarea unor electrozi în creier și conectarea la un aparat electronic asemănător cu stimulatorul cardiac care descarcă niște impulsuri electrice ce blochează aceste crize. O astfel de intervenție cu plus costul aparatului ajunge undeva la 100.000 de euro. Ah, da, deci într-adevăr foarte costisitoare. Nu cred că le suportă statul român. Din câte știu, nu sunt suportate de asigurările noastre. Se fac la București. Dar acesta este un procent mic din acel procent, din acel mic. Procent mic. Deci da. Vorbim despre cazuri cu totul izolate. Ați întâlnit un astfel de caz în cariera noastră? Da, am văzut și cazul nu tot mai favorabil, care după implantarea acestui aparat a observat o îmbunătățire destul de mică și au continuat să facă crize. Dar, în mod normal, o terapie corectă duce la eliminat total a crizelor sau doar la rărirea lor? Avem cazuri care nu au mai prezentat crize de un număr de ani. De exemplu, cred că mă interesează pe ascultător partea legată de condus. Și există protocoale, inclusiv în România, după 5 ani de absența crizelor, pacientul își poate recăpăta permisul de conducere. Deci sunt aceste situații, bineînțeles că sunt foarte delicate și o răspundere extraordinar de mare pe umerii acelui medic care trebuie să... Da, acum răspunderea și pe umerii pacientului. Și a pacientului, pentru că problema este un lucru de echipă. Medicul nu are cum să știe dacă în realitate acest pacient face sau nu face crize. Deci pornim la ideea că și pacientul trebuie să fie sincer să spun. Și trebuie să fie foarte conștient de tot ce înseamnă acest proces pentru el și pentru cel din jur. Domnule doctor, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitate și dacă aveți să ne spuneți ceva ce nu am cuprins în aceste întrebări, dacă aveți ceva de spus la încheiere, ceva optimist, bineînțeles. Ceva optimist. Deci, epilepsia este o boală care se tratează, avem inclusiv oameni apropiați care au epilepsie și care duc o viață perfect normală. Deci nu vă stresați. Domnule doctor, vă mulțumim foarte mult. Sănătate multă!